Adio. Timpul nostru a cam trecut. Ai vorbit așa de articulat despre creștini și relația lor cu crucea. Nu cumva ești și tu unul care a experimentat răstignirea? Pentru a-ți răspunde la întrebare, trebuie să fac lumină într-o chestiune finală, acea a relației tale cu cei care te-au tratat atât de teribil. Pentru a-ți răspunde la întrebare, nu sunt unul care a fost răstignit. Eu sunt unul care a participat la răstignirea lui Hristos. Eu sunt soldatul care i-a înfipt sulița în coastă. Amintește-ți că Domnul te cheamă să ierți pe cei care au acționat atât de greșit față de tine. El este suveran și istoria sa cu astfel de oameni nu se încheie cu cei ce te-au răstignit pe tine. Poate într-o zi se vor alătura și ei celor ce au avut o soartă asemănătoare cu a ta. Iartă-i pe cei care te-au răstignit. Făcând așa, găsești iertare. Eu am terminat și îți spun adio. Tu îți alegi viitorul. A căzut cortina. Actorii noștri, cei doi, au coborât de pe scenă. În câteva minute, ușile teatrului vor fi din nou închise, luminile stinse. Este timpul să plecăm și noi. Dacă nu te superi, hai să ne spunem un la revedere scurt, pentru că simt nevoia să stau o vreme singur. Poate că și tu simți la fel.